Trebuie să recunosc că mă încearcă o oarecare nostalgie. Nu de alta, de în urmă cu aproape 20 de ani, când am început să fac această emisiune, am avut câțiva colaboratori tare faini. Unul dintre aceștia este gazda noastră de astăzi, Radu Bloțiu. Am revenit după mulți ani aici la Petromani, un sat din Pusta Banatului, unde l-am regăsit pe Radu, ocupându-se tot de ceea ce a făcea și pe vremea aia, agricultura. Chiar dacă magia orașului uneori îl mai primește pe acolo, pe la ea, a rămas fidel pământului de la Petromani. Oarecum, de ce? Tinerețea, hă? Da, e adevărat, tinerețea și faptul că în urmă cu vreo 28 de ani mi-a trecut prin cap să mă apuc de agricultură. Am reușit să mă impun în domeniul ăsta și cred că nu-l voi abandona atâta vreme cât voi mai putea lucra. Apropo de cei 28 de ani petrecuți în acest domeniu, hai să facem o comparație între cum era agricultura atunci, cum e acum. Era un pic mai ușor de făcut agricultură pe vremea aia, probabil că și rezultatele din punct de vedere economic erau mai bune. Nu putem să ne plângem că o ducem foarte rău acum, dar nu mai e ce a fost odată. În ce sens rezultatele erau mai bune? Erau producțiile mai mari sau nu, raportul cheltuieli și ceea ce ieșea erau picale? Producțiile erau comparabile cu cele de acum, poate că prețurile erau mai bune. În momentul de față trecem printr-o perioadă grea, dar sperăm să o depășim. Practic, ultimii 2 ani au fost mai grei. Dacă cumva anul acesta o fi mai bun, ne redresăm și mergem mai departe. Da? Cu câte hectare ai început, Radu? Cu 11 hectare. În care asta ai cultivat ce? Ți-aduci aminte? Da, sigur că da. Porumb a fost pe vremea aia principală. Cu curuzul, cum spune Mănățeanu, sigur, da? Că da, sigur că da. Dar pe lângă astea am mai cultivat și floarea soarelui, pe urmă am început cu grâu. Una peste alta nu ne putem chiar plânge, că nu... Dar parcă munca noastră nu e chiar destul de bine apreciată. Eu mai am o curiozitate, aș vrea să rămân atunci pe vremuri în tinerețe. Așa. Cum a fost cu un sibian venit la Pustă să se apuce de agricultură? Că parcă pe la Sibiu e un pic altfel. Da, este. Socrii mei au primit vreo 11 hectare de pământ și ne-am apucat de agricultură. Pe urmă am mai cumpărat și acum am ajuns la 48. A fost o meserie învățată din mers? Da, categoric, sigur că da, n-aveam nicio idee despre agricultură, dar faptul că în curtea asta s-au crescut câteva animale, dar puține, nefiind, deci vorbesc și de vremurile trecute, înainte de Revoluție, dar erau, treaba asta se făcea cu eforturi mari de tot, nu existau cereale, chiar dacă ai fi vrut să te extinzi, nu puteai. Ei, când ne-am văzut cu pământul nostru, am gândit să ne apucăm, să facem treabă. Și să mai adunați ceva pământ, ca bănătorul, da? Da, mai adunat, da, da, da. Și am mai adunat lucrați? 48 de hectare în proprietate. Și ați mai încercat ceva și în arendă sau ați rămas nu, pe cele nu, care? Nu, nu, nu. Doar cu cele ale familiei. Și ce ai pus în pământ toamna, primăvara asta? Am pus triticale, am pus grâu, am pus ovăz vreo 6 hectare și acum așteptăm să punem porumbul și floarea soarelui. Avem achiziționată sămânța și urmează ca în momentul în care timpul ne dă voie să începem. Ai spus că anul trecut a fost mai greu. Cum a fost anul trecut? Foarte greu. Foarte greu a fost. Ce producție ai avut? Păi la grâu a fost undeva pe la vreo 4.000 de hectare, dar aici și eu ca și alții am avut probleme cu calitatea recoltei. În sensul că tratamentele pe care le-am aplicat, cred că nu, n-aș putea spune dacă n-au fost bune pesticidele, dar cred că n-am tratat cu ceea ce trebuie. Nu numai eu, toată lumea. Toată lumea a avut probleme cu, aici, cu în calitatea, zonă. În zone, exact. Și hectolitru s-a ridicat abia pe la vreo 73-74. După ce cu un an înainte am avut grâu de calitate excepțională, nu de panificație, probabil că era de patiserie. Am avut 82 hectolitru. Și în afară de grâu? Nu, în afară de grâu nu. Cam la asta. Cucuruz cum a fost? Relativ bine, relativ bine. Că prețurile au fost mici, e altă poveste, dar producția a fost relativ bună.
mai ales că a fost un an nu foarte secetos, dar cu probleme. Ce ai vândut tot? Nu, mai am. Mai ține bănățanul da, în pod, da, nu? Da. Mai am și grâu, mai am și porumb. Eu porumbul nu l-am făcut cu combina, l-am făcut cu un culegător. Și îl păstrez în știuleț, se păstrează mai bine și calitatea e mai bună decât dacă l-aș fi făcut cu combina. Anul ăsta ai schimbat proporția de culturi cumva sau a rămas Nu. Păstrez cam aceeași proporție. Anul ăsta am pus în plus ovăz, ceea ce în anii trecuți n-am mai făcut-o. De ce? De ce anul ăsta ovăz? Da. De ce anul ăsta? Vă spun de ce. Pentru că asta toamnă n-am reușit să seamăn destul greu. Și atunci, ca să nu-mi rămână foarte mult teren de primăvară, am pus vreo 6 hectare de ovăz. Iarna asta moale, caldă oare? Da, ajută caldă și n-ajută. Da, ajută și n-ajută. Ce se întâmplă în momentul în care temperaturile nu scad mult sub 0 grade, probabil că o parte din bolile greului vor apărea și anul ăsta, da. Pentru că acum înghețul mai distrugea din ciupercile astea ale greului și faptul că nu se mai incendiază miriștele. Dar, pentru că există și un dar în toate chestiunile astea, din cele 48 de hectare, numai 41 și jumătate le-ai mai cultivat sau le mai cultiv. Păi da, că vreau să fac un proiect european pentru înființarea unei păduri. Hai să spunem telespectatorilor, nu numai vrei, ci chiar astăzi, în ziua în care noi am venit aici la Petromani. Da, mi-a venit aprobarea proiectului. Ce proiect? Hai, dă-ne puțin niște detalii, că ești curios chiar. Un proiect pentru prima împădurire a unui teren agricol, așa se numește, este un proiect aprobat de Ministerul Mediului. Aici am pustă împădurire. Da, pentru că în Banat, din ce știu eu, doar 3% din suprafața Banatului este cu pădure. Și atunci s-au gândit, mai mari Europei probabil, să ne încurajeze să înființăm păduri. 6 hectare și jumătate. 6 hectare și jumătate. Sper să fie începutul. Cu și ce? Cu salcâm. Băgrin, cum zice băgrinul, așa, da? Băgrin, acăți prin da? Ardeal. De ce? Care e motivația? Care e explicația la această cerere, ce-i drept? Cred că explicația ar fi, în primul rând, cei de la Uniunea Europeană ne încurajează să facem păduri pentru captura de carbon pe care oferă acești arbori. Deci asta este un proiect european, recunosc că n-am prea auzit de el, prin Ministerul Mediului de împădurire, exact, cu salcâm. Exact. În niște condiții impuse și probabil și o ofertă destul de generoasă, sau? Da, oferta, niște detalii, nu da. Vă pot spune, acum la toamnă vă spun care e rezultatul. Pentru că de oferta care există în proiect, sau cel puțin păi datele da, care există acolo. Oferta care există în proiect pare bună, dar să o vedem pusă în practică. Neajunsul este că pentru înființarea acestei plantații, fermierul trebuie neapărat să vină cu toată cheltuiala. Să o facă pe propriile puteri. Exact, pe propriile puteri trebuie și îngrădită plantația și abia după aceea încep decontările. Care sunt cerințele? Ce se cere? Care sunt condițiile? Să se facă pădurea. Asta e condiția. Niște condiții impuse la dimensiuni, la da, puieți, la din ce știu eu, trebuie să aibă o suprafață mai mare de 0,5 hectare. Nu contează dacă, din ce am citit eu, nu contează dacă e vorba de teren de proastă calitate sau teren de bună calitate. În cazul meu este un teren foarte bun, calitate, da, de bună calitate, da. Și pe 6 hectare și jumătate cât puieți trebuie puși sau conform datelor lor? Păi trebuie cam 5.000 la hectar. Deci, după calculul meu, 32.500 de puieți. Și am înțeles că la 1,25 m între ei? Da, atâta trebuie să fie distanța de plantare și între rânduri de 2 metri. Se impune o anumită dimensiune a puietului? Sau Nu se impune. Să fie puiet care să aibă certificat de calitate. Deci trebuie găsită firma care produce astfel de puieți. Se impune specia salcâm? Nu, se poate face și pe fag, pe stejar, pe arțar. Eu am ales salcâm. De ce? Pentru că
cred că am șanse mai mari să se prindă acest și puiet. Cred că o să miroase tare frumos probabil acolo după ce se prinde. După câțiva ani. În ce condiții financiare? Acum, condițiile financiare, în primul rând, trebuie un gard de împrejmuire, care... Are niște costuri mari. Da, relativ mari. Trebuie o plasă cu ochiuri mai mici ca să nu intre sălbăticiunile pe acolo sau vreo turmă de oi care să distrugă totul. Cred că s-ar fi primul neajuns, poate că singurul neajuns, pentru că trebuie tot să scoatem bani din buzunar până la înființare. Iar buzunarele nu sunt prea pline la ora asta. Salcăm unul necesită o sursă de apă în apropiere. Din ce am citit eu și ce m-am consultat cu cei de la Garda Forestieră, n-ar fi nevoie. Poate în condiții de secetă extremă, la vară, o udare, două, făcută și manual, că altfel nu se poate. Greu, da, da. Și în condițiile astea, ce pierde un fermier dacă înființează o pădure de genul ăsta? Cum a... Nu mai cultivă cereale pe terenul ăla. Da, este foarte clar. Subvenția. Da, subvenția rămâne mai departe. Primim de la APIA subvenția ca și când l-am cultivat cu orice cereală. Și în plus de la mediu mai primim o subvenție de vreo 400 de euro pe hectar pentru acea captură de carbon. Pe o perioadă de? Prima subvenție, cea de la APIA, se încheie după 12 ani, cealaltă merge până la 20 de ani. Înseamnă că o să te lupți cu viața și trebuie să-i prinzi cei 22, să-i vezi frumos și să poți să o exploatezi. Ar fi frumos să fie așa, dar dacă nu rămâne generațiilor următoare, nu se pierde nimic. Și la 22 de ani se consideră salcâmul matur pentru a fi exploatat? Sau de da, ce 22? Da, din ce mi-au spus e cam mult 22 de ani după este, dar noastră. Nu putem exploata acest salcâm la 10 ani când are o grosime, știu, 10-12 centimetri. N-are niciun rost să taie astfel de pădure. De fapt, probabil cei de la mediu nici nu vor accepta, cei de la Garda Forestieră nu vor accepta. Pentru că în momentul în care plantația este pusă la punct, intră în administrația celor de la mediu, de la Garda Forestieră. Am înțeles. Și atunci ei hotărăsc dacă mai trebuie rărit, dacă mai trebuie replantat pe undeva unde nu s-a prins. Ai regretat un moment că ai pornit pe drumul ăsta? Nu, nicio clipă. Nu știu dacă voi reuși, că s-ar putea să fie un eșec, dar sper să fie bine în final. Bine, dacă e logic așa, dar logica uneori mai e și întoarsă, n-ar trebui să existe eșec în ceea ce te privește cel puțin. Teoretic, da, n-ar trebui să fie, dar acum să vedem care o fi condițiile de climă, de mediu, dacă îmi reușește. Deci ca să-i fac curioși puțin și pe ceilalți spectatori care ne privesc, un proiect de împădurire în zona de câmpie, în zona Banatului, cu salcâm, da? Dacă nu greșesc, pe o suprafață de cel puțin jumătate de hectar. Da, așa am înțeles că e vorba în de care subvenția de la APIA rămâne pe 12 ani, de circa 150 de euro și mai intră încă vreo 400 de euro care vin dinspre Agenția de Mediu. Exact. Spuneți de vreo 22 de ani. Proiect al Agenției de Mediu de Pădurire. Da, așa este. Când te apuci de lucru? De luni. A, deci peste vreo 3 zile, da, 4 zile? Da, da. De luni pregătit, încep plantarea, da. Punta, cât de ușor sau de greu ți-a fost să găsești puieți de salcâm și totuși într-o cantitate mare? I-am găsit pe net, nu e o problemă să găsim. Netul rezolvă tot? Da, sigur că da, nu e niciun fel de problemă. Primăvara asta, pentru celelalte hectare? Acum, domnul Adi, adevărul e că micii fermieri nu prea au viitor. Eu sunt un fermier mic. Și vă spun de ce. Probabil că odată cu mine se va termina. Sau exploatația asta se va duce. În ce condiții, habar nu am, dar probabil că fiica mea fie va arenda pământul sau dacă nu îl va vinde, asta e. Dar pădurea trebuie să o țină. Pădurea n-are cum să o vândă. Există niște condiții? Nu. Nu. Absolut nicio condiție. Și cred că soarta acestor mici fermieri e cam pecetluită. Viitorul este al marilor exploatații, nici de cum a celor mici. Presupun că au existat tentative de a da pământul și aici în zonă pentru mei mari sau sigur încă nu apărut? Sigur că da. Păi mi-aduc aminte la început pământul a fost foarte ieftin.
cine vindea la vremea aceea un hectar de pământ, mai trebuia să pună ceva bani ca să cumpere un televizor în culori. Da. Acum, cine vinde un hectar de pământ, poate să cumpere vreo 40 de plasme. Da? Păi așa ați cumpă ajuns? Cam unde se vinde? Undeva la 10.000 se vinde aici în zonă, dar nu mai este de vânzare. Nu mai este de vânzare. Nu mai este de vânzare, da. Și de ce vă spun că micii fermieri n-au viitor? Pentru că eu, la un moment dat, pot avea un necaz. Eu știu, o boală, un incendiu. Și sunt nevoit să cumpăr, să vând 2-3 hectare de pământ ca să trec peste hopul ăsta. Cine îl va cumpăra? Cei mari. Cei care au 1.000 de hectare. Ori eu, niciodată, eu sau altul ca mine, nu o să-l prindă pe cel mare la înghesuială să cumpere de la el câteva și hectare. Și nici măcar la cei mici, la prețurile la exact, care s-a ajuns, exact. La teren și la prețul la care se vând cerealele. Așa cum spuneți, da. E foarte greu să... Dar au fost vremurile alea în care pământul s-a vândut pe nimic. Cred că e și vina oamenilor și vina guvernanților, că n-au știut să le explice. Radu Bloziu, să știi că stăteam acum și mă gândeam, dacă tot ne-am văzut de vreo, poate 15 ani de aici, nu, în fața camerei. Nu, sunt atât. Nu, sunt, ne-am mai în văzut fața nu, în fața camerei. În fața camerei, ne-am mai văzut odată la o expoziție la Universitatea okay. de Hai Științe să Agricole. 10. Să ne vedem peste alt 10 să stăm la umbra băgrinului. Nemaipomenit ar fi. Și să-ți doresc să te bucuri de, de nou proiect, interesant, frumos. Și sincer, eu aș vrea să stăm la umbra băgrinului și să mirosim frumos primăvara. Doar dacă avem noroc. Să dea Dumnezeu să avem să trăim atâta, da. Mulțumim fain. N-aveți de ce. Toate cele bune.